Bună ziua tuturor! Numele meu este Eduard Mihalaș, sunt analist de programe la Fondul ONU pentru Populație. Bine v-am găsit la lansarea unui program intergenerațional, un program care unește tineri și vârstnici. Ne bucurăm foarte mult să vă vedem în acest format hibrid. Vorbitorii sunt în sală și avem câteva zeci de persoane conectate live din aproximativ 10 sate din Republica Moldova. Bună dimineața tuturor, sper că sunteți bine. Avem mai multe sate, probabil putem să ne conectăm cu câteva dintre însele. Satul Țărevca, satul Sadaclia, din Basarabeasca. Ne auziți? Sunteți conectați? Perfect. Scopul acestui eveniment, de fapt, v-am invitat pentru a vă informa și a vă prezenta cum creăm legături dintre generații, dintre tineri și vârstnici. Vom discuta întâi de toate cu persoane care au fost deja implicate în acest program. Este vorba de doamna Maria, doamna Liuba, Andrei, din raionul Rezina, și după care vom vorbi despre ce alte activități vom realiza și în acest an, în anul 2021, și ce înseamnă de fapt legătura dintre generații, dintre tineri și vârstnici, care este rolul sectorului privat, cum văd partenerii dezvoltarea acest proces și cum încurajează Guvernul Republicii Moldova asemenea programe. Acestea fiind spuse, deja mă simt și mai relaxat, deja cred că putem să începem evenimentul propriu-zis. Avem trei vorbitori în primul panel. Este vorba de către Andrei, care este voluntar al acestui program, este vorba de doamna Maria, bună ziua, și doamna Liuba. Și o să începem, cred că, cu o întrebare pentru doamna Liuba. Doamna Liuba, în martie anul trecut, toți cumva am intrat într-o pandemie și noi discutam ieri cu colegii, încă nu am ieșit din această pandemie. Cum ați trecut dumneavoastră peste pandemie? Cu frică, cam cu frică. Puteți să dați. Mai aproape. Cam cu frică, însă, cu ajutorul lui Dumnezeu și a medicilor, am trecut. În primul rând, am respectat cele recomandate de către medici, am respectat distanța, am respectat cele recomandări care erau date, adică păstrarea distanței, mai puțin să ieșim, mai puțin să comunicăm. Însă, totuși, am trecut cu bine, fără nicio complicație, fără nicio ceva așa ieșit din comun. Înțeles. S-au petrecut normal. Mersi. Datorită, desigur, că muncii și cerurilor din lor și a persoanei date însă. Am înțeles. Doamna Maria, dumneavoastră, cum ați trecut peste pandemie? Boala asta e o boală foarte rea, foarte grea pentru fiecare generație, mă gândesc eu, după părerea mea. Dar noi, știți, poate mai greu a fost de trăit la oraș, că mai lumea e mai deasă. Noi însă la sate am trecut, am purtat mască, am mai mult în o gradă, în grădină, în, așa, cu vecinii peste gard. Exact. Deci datele arată de fapt că... Mulțumim Domnului. Suntem, în primul rând, suntem optimiști că tot, peste tot, să trăiesim cu bine. Dacă ești optimist și crezi, dacă crezi, înseamnă că peste toate să le trăiesim. Omul așa e dat, că să treacă peste toate. Am înțeles. Mersi. Mulțumim. Doamna Liuba, cum de la pandemie s-a ajuns să folosiți telefonul mobil? Adică cum s-a întâmplat toată asta? Cine v-a sunat? Cum v-ați implicat în programul ăsta? În primul rând, ne-a sunat șefa, adică directoarea organizației Știe Speranța, doamna Anna. Doamna Anna, care mi-a propus. Deodată, parcă cu frică, era, poate nu trebuie, că n-am spus să mă folosesc. În primul rând, visam la așa ceva. Însă, pensia nu prea intermite să cumpăr așa ceva. Desigur că știm noi toți că cea mai mare tragedie pentru oamenii în vârstă, asta e singuritatea, și cea mai mare necesitate, asta e comunicarea. Așa. Și datorită, da, mulțumesc, ne-au fost date telefoanele mobile, datorită voluntarilor tineri, cum este Andreea, că prezentă aici, cum este Natalia, este Victoria, care ne-au ajutat a ne descurca. Chiar câteodată ironic, se uitau la mine ca profesoară, spuneau că sistemul periodic cu mult e mai greu ca asta, dar dumneata te teni. Și într-adevăr, a devenit așa, că nu e niște și complicat și am putut și noi să ne folosim. Acum vreau să spun mulțumesc companiei, care donatorilor,
deoarece am acces chiar și la consultații medicale cu profesorii care mă tratează și cu medicii, am acces la multe informații care nu le aveam până în prezent. Și mulțumim, lucrul este foarte, foarte bun și foarte demn. Vă spun din sincer, din suflet, de la toată echipa care am primit telefoanele, pot să spun un mare mulțumesc. Da. Doamna Liuba, dumneavoastră, de fapt, sunteți la o vârstă onorabilă de 80 de ani. 54 de ani, dumneavoastră, ați fost profesoară. Cum este să fii din nou elevă la vârsta de 80 de ani, da? După ce 54 ați fost profesoară? Cum ați interacționat cu tinerii care v-au explicat cum se folosește un telefon mobil? Vreau să vă spun că mă sunt tânără. La vârsta mea mă sunt tânără deoarece sunt alături de tineri. Și eu mulțumesc că ei nu uită și mulțumesc voluntarilor care sunt. Chiar câteodată mă implic și eu în lucru de voluntariat, deoarece mă mai prezint unde e posibil, să mă prezint la cei mai triști ca mine. Desigur că majoritatea oamenilor în etate aici al de mine sunt singurați. Doamne, îmi cer scuze, foarte rău să aude. Și datorită faptului, anume acestui eveniment cu telefoanele, noi am devenit încă mai aproape. Mie îmi pare că uit de vârsta mea, uit de durerile care le am. De la primul sunet care Ana ne apelează, veniți, numai decât vin, încerșor, dar vin. Și parcă dai nevoie, Ana, când mi-a spus că să venim la Chișinău. Au spus că da, e nevoie, cred că e nevoie. Și îmi pare bine că am prezentat la așa un forum, pot să zic, frumos, de tineri, care văd tineri. Am înțeles. Și se spune că oamenii nu îmbătrânesc, ei nu mă schimbă frumusețea de la față spre inimă. Îmi pare bine că frumusețea noastră se duce în inimă și suntem tot mai aproape de tineret. Tineretul foarte de treabă. Și eu întotdeauna spun că păcat are cel care spune că tineretul nostru nu e așa, e așa la tineretul, e așa care trebuie să fie. Dă-le, Doamne, sănătate! Mulțumim, doamna Liuba. Doamna Maria, pentru dumneavoastră, cum a fost prima întâlnire cu un telefon mobil? Adică, cum ați ajuns să folosiți acest telefon și ce faceți cu el? Cum vă ajută tinerii să-l utilizați? Să vă spun sincer, prima dată mi era teamă. Spun mâna pe el, că dacă nu-ți dai seama ce faci cu el, dar datorită voluntarilor, mai sunt voluntari, Andrei, că trăiește în vicinătate cu mine, chiar peste uliță, și dacă ceva, puișor, arată bunicii unii. Eu sunt bunică grijulie în sat la noi, așa. Și arată bunică și să fac. Mai cânt în strană la biserică, știți? Și tare mult ajută de căutat cântice bisericești anume aici. Și le învățăm. Ați găsit cântice bisericești care aveți nevoie. Da, și cântăm la toată lumea, că nu fiecare pot să... Încă nu prea ne-am performat așa, dar trag nădejde că am să deschid și o pagină a mea care să fie, că știți, când ajungi la anii ăștia bătrâni, mai vine să mai trezești câte o muză, știți? Okay. Nu putem dormi și pe la undeva pe la 4, pe la 5 dimineața vine. Muza. Muza vine. Și niște poezii, niște... Dar de ce să nu le știi cineva încă, în afară de mine? Dacă ați fi pagina mea deschisă, atunci... Ok, să-mi dați un invite când aveți pagina noastră deschisă. Vreau să-l întreb și pe Andrei, dacă puteți să transmiteți microfonul lui Andrei. Cum ai ajuns în acest program? În ce constă activitatea ta în calitate de voluntar a programului? Am ajuns într-acest program datorită doamnei Ana, ea m-a invitat. Așa, doamna Ana e acolo în sală, filmează. Da. Salut, doamna Ana. A venit cu așa o propunere, că noi să-i ajutăm pe vârstnicii, să le învățăm să folosească și ei de telefoanele mobile performante. În grup am participat ca un asistent pentru vârstnici și le-am explicat cum să-l utilizăm, cum să utilizați diferite aplicații. Am înțeles. Și care este, cum vezi tu interacțiunea cu persoanele din altă generație? Tu ai 16 ani, da? Cum este interacțiunea cineva de, nu știu, de 3-4 ori mai mare ca tine? Care este, ce înveți tu din această experiență? Este, în primul rând, o experiență interesantă, deoarece am aflat, nu doar vârstnici au aflat de la noi multe lucruri, dar și noi am aflat lucruri noi de la vârstnici.
Și în primul rând noi trebuie să fim mulțumiți căci ei tot au avut grijă noi, ei ne-au învățat și prin cu acest fapt noi putem să le mulțumim. Deci tu ești unul din cei 75, deci anul ăsta vom avea 75 încă de tineri care se vor implica, da? Ce transmite, care ar fi mesajul tău pentru ceilalți 74 de tineri care vor fi parte a programului? Transmit să n-au frică să le învaț, că nu este nimic greu, mai întâi poate ceva greutăți să întâmplă, dar în curând comunicăm și trebuie să le învățăm și noi pe ei că sau și ei parte în comunitatea noastră nou dezvoltată. Mersi foarte mult, Andrei. Poți să-i transmiți microfonul doamne Maria și doamne Liuba. Doamna Liuban, deci noi anul trecut am avut 200 de persoane ca dumneavoastră care s-au implicat. Anul ăsta, având parteneri noi în program, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Fundația Molceal, deci o să extindem programul ăsta la încă 100 de oameni, deci o să avem în total 300 de persoane. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru celelalte 100 de persoane care se implică anul ăsta în program? Doresc ca totuși să implice în activitatea asta, deoarece e un lucru foarte serios și foarte necesar. Pentru, mai ales în prezent, când atâtea informații apar, și apare accesul ăsta. Și mai ales la aceste oameni în etate, care cu mult e greu și cu mult, e desigur că foarte, foarte e de folos lucrul ăsta. Și mă strădui ca la acei care au mai rămas de vârsta mea să le propun ca totuși să implice și ei în activitatea aceasta. Mulțumesc foarte mult, doamna Liuba. Doamna Maria, mesajul dumneavoastră pentru ceilalți 298, pentru că doamna Liuba este deja aici. Dumneavoastră, mesajul dumneavoastră? În primul rând le doresc sănătate, fericire și îndrăzneală. Îndrăzneală, că e greu de făcut primul pas. Primul pas. Dar tot se învață, cum spune rusul, că ursul și pe motocicletă merge, dar noi la bătrâneță ce avem de făcut, de învățat. Și să nu se teamă, să meargă înainte. Mulțumesc foarte mult. Deci în acest panel am avut trei oameni excelenți din Răunul Rezina, satul Cineșeuți, este vorba de doamna Liuba, doamna Maria și Andrei. Vă mulțumesc foarte mult. Vă invit să treceți în sală. Și persoane, da, mulțumim foarte mult și invit în continuare următorii vorbitori ai următorului panel. Este vorba de Nighina Bazade, reprezentantă rezidentă a UNFPA Moldova, domnul Simon Springet, resident coordinator a Națiunilor Unite în Republica Moldova, doamna Caroline Tissot, directoare de cooperare a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Republica Moldova, Irina Străjescu, executive director la Fundația Molțel și domnul Vasile Cușca, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Please have your seat. So Caroline, you can sit there. Yes. Domnul Cușca, Irina, poți să șezi aici. Așa, domnul Cușca acolo. Nighina, you can stay here. Simon, you can stay there. Și microfon pentru dumneavoastră. Așa. Okay. Good. So, you just heard some stories from the field, and we are here to launch this program or to expand this program to other Ryans, to other young people, to more older persons. And we want to see what is your feedback, what is your commitment, how we can expand this partnership. Deci dumneavoastră acum ați auzit câteva dintre opiniile beneficiarilor din prima parte a proiectului și acum vrem să auzim din partea dumneavoastră care sunt opiniile, care sunt planurile pentru viitor, pentru continuarea proiectului dat. So the first question is to Dr. Nighina Bazate, resident representative of UN Population Fund in the Republic of Moldova. And the question is actually why UNFPA is investing in this program and what is how it feels to invest in such a program in Moldova. Și prima întrebare este către doamna Nighina Abaza, care este reprezentantă UNFPA Moldova și întrebarea sună în felul următor. Care este motivația dumneavoastră a UNFPA-ului de a investi în așa fel de program în Republica Moldova? Thank you very much, dear colleagues, dear friends, and it feels great actually, and I think that what we just saw the witness, the testimonies from all the person, this is the answer why we are doing that. I think that
Sorry. Te mulțumesc tuturor. Bineînțeles că testimonialele pe care tocmai le-am auzit din partea beneficiarilor primei părți a proiectului vorbesc de la sine și reprezintă în sine un răspuns la întrebarea de ce UNFPA investește anume în așa fel de proiecte în Republica Moldova. Yeah, I think if Madame Maria or Luba will open the blog, we will definitely follow you for sure. So you will have thousands of people following you in that sense. Și în acest context vreau să fac referință la ce a fost spus anterior de către una dintre beneficiare, că dacă veți deschide un blog cu poezii sau cu orice ar fi, cu siguranță să știți că noi vă vom urmări cu mare interes. And now I will move to more of the official, let's say, welcoming. So I want to once again welcome Mr. Kushka, Simon, Caroline, Irina, dear young people, young volunteers, all the persons, mass media representatives. So this is such a great honor to welcome you to today's event, and which celebrates inclusion and solidarity, I would say. Și acum aș vrea să salut în mod special pe toți colegii mei, pe domnul Kushka, doamna Ina, domnul Simon, reprezentanții Agenției de Dezvoltare Elvețeană. Vă salut în acest context unde vorbim despre importanța incluziunii și conexiunii dintre generații. Yes, so this event highlights the dialogue between generations, equally driven by young and by older persons. Acest eveniment într-un fel celebrează acea forță motrice care face această conexiune eficientă dintre generații, dintre tineri și dintre persoanele vârstnice. UNFPA is upscaling its intergenerational dialogue program to reach more young people, to empower more older persons, and ultimately building stronger intergenerational bridges. Și ceea ce face UNFPA în Moldova este să întărească aceste conexiuni dintre tânăra generație și vârstnici pentru a crea aceste poduri de legătură între diferitele generații din Moldova. Last year, UNFPA, the Ministry of Health, Labor and Social Protection and Moldova Foundation, as well as the Help Age International, launched this program. And this was our first response to COVID pandemic. And by this, we actually turned challenges into opportunities. Și respectiv, dacă este să vorbim de părțile implicate, anul trecut a fost lansat acest proiect în cooperare dintre UNFPA, Fundația Molcel, Agenția Elvețeană pentru Dezvoltare și Cooperare, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, HelpAge International Moldova, pentru a transforma provocările legate de pandemia COVID-19 în oportunități. Each of us was suffering from social isolation and restricted movements, but not to the extent older persons were. Each of us found a way of navigating our lives through virtual domains, but majority of older persons didn't. They didn't because of multiple reasons: no access to technology, no knowledge, no assistance to guide them, no support to help them. Și respectiv anul trecut am avut cu toții marea provocare de a fi în izolare, de a nu avea legături strânse cu cei dragi și nu doar, și aceste provocări au fost mai intense pentru unii dintre noi și în special pentru generația vârstnică, care nu a avut îndeajunse cunoștințe, oportunități, posibilități de a trece la mediul virtual pentru a păstra aceste conexiuni. While the whole world moved to the online space, both for work and social support, older persons, especially from rural areas of Moldova, couldn't do that. Și respectiv, dacă în zonele urbane asistența socială a avut oportunitatea să ajungă la toate persoanele vârstnice, în zonele rurale asta chiar a prezentat o provocare. And here young people stepped in. Young volunteers mobilized their peers to assist those in need, especially older persons, easing their social isolation and accessing social services. Și respectiv aici a venit rolul major al tinerii generații, acei voluntari care s-au implicat pentru a informa, pentru a încuraja și pentru a ajuta vârstnicii de a avea acces la asistență socială. And now, driven by the impact, we upscale the coverage of the program with the great support of our partners.
Și acum, respectiv, vrem să facem un fel de upgrade a acestui program, deci să-l continuăm, să-i oferim o continuitate cu ajutorul partenerilor noștri. I want to thank Molcel Foundation. Irina, thank you so much for this excellent cooperation and for bringing a mobile technology into this process. Și respectiv în acest context aș vrea să utilizez oportunitatea pentru a-i mulțumi, a le mulțumi celora de la Molcel pentru că au făcut acest lucru să fie posibil, implicându-se prin suport cu tehnologie. I want to thank the Swiss agencies for developmental cooperation, Caroline. SDC always picks up the most challenging area for support and impactful for the impact. Thank you for joining this initiative. Aș vrea de asemenea să mulțumesc celuilalt partener din proiectul DAT și anume Agenția Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare pentru că au fost de acord să vină cu noi în același context pentru a ne ajuta să continuăm proiectul DAT. I want to thank Simon for being with us the whole way from the beginning and also the Ministry of Health, Labor and Social Protection for starting this initiative jointly and the HelpAge, of course, HelpAge International. Și în acest context vreau să-i mulțumesc, bineînțeles, și reprezentanților Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de asemenea domnului Simon, care a venit și el împreună cu noi în continuitatea acestui proiect și, bineînțeles, și HelpAge International Moldova. What we see today is beyond simple partnership. It's a strong, meaningful cooperation in the benefit of young people and older person. A cooperation that brings young and older together, reduce discrimination, ageism, and building intergenerational understanding, break barriers, promote solidarity and cohesion. Și ceea ce vedem că se întâmplă acum nu este doar un simplu parteneriat, este o cooperare foarte strânsă care se creează între generații, între diferiți parteneri, cu același scop pentru a consolida această legătură dintre generații, dar de asemenea pentru a lupta împotriva fenomenului de îmbătrânire rapidă, de discriminare, de izolare a persoanelor în etate. We took an effort and we did an analysis of impact of COVID pandemic to older persons. Noi am făcut o analiză a impactului pandemiei COVID-19 anume asupra categoriei de vârstnici. And what we see from that assessment that 57% of people over 55 found it very difficult to cope with self-isolation during COVID-19 pandemic. Și respectiv în urma acestui studiu am ajuns la cifra de 55% a persoanelor de trecute de 57 de ani care au avut foarte mari provocări în contextul izolării în pandemia COVID-19. All the persons specifically highlighted that their access to health and social services was significantly hampered and also this was not only physical isolation, but also social, emotional and technological isolation. Și respectiv, după acest studiu, noi am ajuns la concluzia că izolarea pe care au trăit-o persoanele vârstnice, multe dintre persoanele vârstnice, nu a fost doar de tip social, a fost și o izolare emoțională, o izolare și din perspectiva comunicării. Yeah, so our colleagues today, our beneficiaries today, they demonstrated that Zoom and technology not anymore a strange term for them. Și respectiv, beneficiarii care au vorbit în fața dumneavoastră acum câteva minute au demonstrat că este posibil și că cu ajutorul tehnologiilor, cu adevărat, se poate face un pas înainte. We are stronger together and we will continue working with national and private sector partners for empowering older persons, like those who spoke today, to advocate for active and healthy aging, with creating bonds between generations and facilitating intergenerational dialogue. Și vreau să vă spun că noi suntem mai puternici atunci când suntem împreună și în acest sens încurajăm cei care au beneficiat deja de proiectul DAT anul trecut să facă advocacy, să promoveze ideea pe care am încercat noi să o promovăm în contextul acestui dialog pentru a încuraja o îmbătrânire activă, pentru a încuraja incluziunea socială și oportunități pentru toți, în special pentru persoanele vârstnice. And finally, my special thanks to young people who demonstrated their civic commitments by actions.
Și în special, acum aș vrea să mulțumesc tinerilor care s-au implicat, pentru că ei au dat dovadă de foarte mult angajament civic și devotament în proiectul dat. I want to say that not all heroes wear capes, and you are true heroes for us and for those all the persons you engage and help. Thank you so much. Și respectiv vreau să zic că nu toți eroii poartă marcaje de eroi. Eroii sunt printre noi și sunteți voi, tinerii, care i-ați ajutat pe bătrâni să depășească provocările în contextul proiectului dat. Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult, dr. Abazadeh. În continuare, eu oferim cuvântul domnului Simon Springett, coordonator rezident al Națiunilor Unite în Republica Moldova. Simon, you have the floor. Thank you. And a very, very good morning to everyone. And thank you for joining us today as we launch this, and in particular the participants and the volunteers who were engaged in the program. Bună dimineața tuturor! Vreau să mulțumesc tuturor care s-au adunat la acest eveniment și care au fost implicați în acest proiect și în mod special tinerilor care și-au dedicat timpul pentru acest proiect. At the United Nations, one of our core tenets is to work to empower young and old people, women and men, and those individuals and groups who may be left behind. Și scopul nostru, una dintre prioritățile noastre în organizația pe care o reprezint, este să încurajăm și să abilităm atât femeile cât și bărbații, atât tinerii cât și vârstnicii, pentru a-și atinge maximum potențial într-o comunitate. And this program is important because it does just that. It unites young and old. Acest proiect este unul important pentru că unește mai multe generații. I think we're all aware that COVID has really caused unprecedented challenges both to nations and to communities and still presents multiple risks to health, rights and the well-being of people. Și știm cu toții că ceea ce s-a întâmplat anul trecut, contextul în care am fost puși cu toții, ne-a făcut să avem restricții, restricții nu doar de mișcare, dar și restricții din mai multe puncte de vedere și asta s-a referit și la drepturile omului. And I think as we heard from Madame Maria and Luba, COVID has particularly affected older people, putting them at greater risk of social isolation. Și în special am auzit deja vorbindu-se astăzi despre faptul că unele categorii de persoane au avut de suferit mai mult pentru că au fost impuse în situație de izolare. In general terms, the population of Moldova is aging, which does create some concern. But it's also an opportunity to leverage the skills and experience of the older generation. And it's also an opportunity to work with the younger generation on activities of importance to their communities. Și știm cu toții că în Republica Moldova există această problemă de îmbătrânire rapidă a populației, dar acest fapt trebuie privit nu doar ca o problemă, dar și ca o potențială oportunitate în care tinerii ar putea să fie cei care să se implice mai mult în diseminarea cunoștințelor pentru persoanele vârstnice, pentru ca aceste persoane să fie mai incluse. This intergenerational dialogue program is designed to build bridges between the younger and older community members to work together to address some of the hardships caused by COVID-19. But also, I believe it also helps to strengthen social cohesion and dialogue, and I think the stories that we heard this morning really are a testament to that. Și respectiv în acest context vreau să zic că proiectul DAT vine să creeze acele poduri de conexiune între diferitele generații, nu doar în timpuri obișnuite, ci în timpuri critice, cum a fost această perioadă de pandemie COVID-19. Și aici rolul tinerilor este unul remarcabil și dacă ați ascultat persoanele care au vorbit în dimineața zilei de astăzi, ne-am convins că schimbarea este posibilă și incluziunea, coeziunea este posibilă. I am as well also grateful to our partners, the Moldcell Foundation, the Swiss Agency for Development and Cooperation, HelpAge International and the Ministry of Health, Labor and Social Protection. În acest context vin și eu să-mi exprim gratitudinea față de partenerii noștri din acest proiect și anume Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de asemenea Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, HelpAge International Moldova și toți cei care au fost implicați. If I'm correct, the Swiss Agency for Development and Cooperation was probably the first
development partner to support Moldova at the start of the COVID crisis. Dacă este să menționăm despre partenerul Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare, ei au fost probabil primii, prima entitate din Republica Moldova care a atins acest, care și-a pus obiectivul de a lucra cu consecințele negative ale pandemiei COVID-19. And I'm particularly proud to see our partnership with Moldcell growing. I remember launching and signing the partnership in this room not so long ago, and it's really fantastic to see this partnership grow. Și vreau să aduc mulțumiri în special partenerilor noștri Moldcell, care tot în această sală nu de mult au lansat împreună cu noi această inițiativă și s-a dovedit a fi o colaborare foarte frumoasă. Mulțumim foarte mult. I think finally this project is part of a broader UN Moldova COVID-19 response and recovery plan, which was developed with the government to support the government in our joint UN. Much of that work has been in support of the Ministry of Health, Labor and Social Protection. So I wanted to thank the ministry for their strong partnership throughout these last 18 months, I guess. Și respectiv aș vrea de asemenea să menționez faptul că acest proiect face parte din o listă mai complexă de măsuri care sunt întreprinse de Guvernul Republicii Moldova pentru a înlătura consecințele negative ale pandemiei COVID-19 în Republica Moldova și pentru a ajuta cetățenii să revină la normalitate. Aceste 18 luni care au trecut au fost cu adevărat pline de provocări și în acest context vrem să mulțumim din suflet Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru că ne-a fost un partener mereu alături. And finally, I just want to thank Nagina and the entire UNFPA team for the support that they are giving through initiatives like this to ensure that all citizens are living in an inclusive society, are empowered to claim their rights and ensuring that no one is left behind. Și respectiv, nu în ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc Neghinei și echipei de la UNFPA pentru că prin acest fel de proiecte ei ajută comunitatea să fie una mai inclusivă, să fie una abilitată, să existe coeziune și să poată depăși toate provocările în contextul în care ne aflăm. Thank you very much. Mulțumim! Thank you very much, Simon. Everyone heard already that Switzerland is a strong partner here in the Republic of Moldova, and we're very pleased to have Caroline Tissot, Director of Cooperation or Swiss Agency for Development and Cooperation. So why Switzerland is joining this program? We launched it last year. Why Switzerland is joining now? Bună ziua tuturor. Thank you very much. Maybe just I'll start saying that, you know, Switzerland have been supporting Moldova and Moldovans for more than 20 years in different aspects, in water and sanitation, in health, creating jobs, and also supporting local governance to bring services, better public services to the people. And in all our activities, inclusion and making sure that we really are able to reach the most vulnerables is a key principle. I mean, our support is really for that. Deci agenția pe care o reprezint deja de mulți ani, Republica Moldova, are diverse proiecte pe diferite dimensiuni, proiecte de infrastructură, proiecte de furnizare cu apă, canalizare, proiecte de incluziune și peste tot un fir roșu este acest principiu al incluziunii, al creării oportunităților egale pentru toți. Și în acest sens, cumva, a fost logic ca noi să ne implicăm și în acest proiect care tot are ca scop inclusiunea. So for us it's quite logical, I mean, to get involved in that topic with to support the people that are aging. So first, I think the pandemics make it worse, but digitalization is a very very important and it's the future, but it has also the potential to leave people behind and to create new inequalities and new categories of people that are left behind. Și bineînțeles că era logic din partea noastră, cum am mai zis, să ne implicăm în așa fel de proiect atunci când se face legătura dintre generații, atunci când ne bazăm pe acest principiu de a nu lăsa pe nimeni în spate și am fost de acord că acest instrument care este digitalizarea și oportunitățile tehnologiei moderne este unul foarte potrivit pentru a ne adapta în contextul provocărilor create de pandemie.
So this project is about that, and it's also about bringing older generation and younger generation together. And this is really very important also for the country and for in the whole world. I mean, we have to avoid having gaps and having silos. I mean, putting people together, helping each other is very important. Și respectiv acest proiect vine nu doar în Republica Moldova, dar în general peste tot. Acest principiu de a conecta generații aduce valoare adăugată pentru a ne asigura că toată lumea este, deci că nu este nimeni lăsat în urmă și toată lumea este implicată. So I mean and the last point would be on partnership, and this is really why I'm so happy to be on this panel with the ministry, with you from Moldcell, Nigina and Simon from the UN. We also have to recognize that the UN has this specific role to kind of gather different partners around good initiatives, and this is what you're doing now. So thank you so much for this initiative to bring us together on that. Very happy that we can scale up this very good project that I started last year. We hope that maybe other people will join and support so that it can grow and that we make sure that pensioners, people that are aging have access to that, and also the youth can benefit from this experience with the older generations, which have so much to teach us and to show us, you know, from different aspects. So thank you very much for that. Și acum cred că a venit și pentru mine rândul să zic un mare mulțumesc partenerilor noștri, celor de la Minister, celor de la Moldcell, celor de la UNFPA și celor de la UN. Și de fapt cei de la UN au de obicei rolul de a aduce la masă de discuții mai mulți parteneri și de a crea aceste frumoase colaborări care aduc plus valoare comunității. Și în acest sens ne bucurăm foarte mult că suntem cei care contribuim la continuitatea acestui proiect pe o perioadă mai lungă și încurajăm și alții să ni se alăture ca parteneri pentru a face lucruri frumoase împreună. Vă mulțumim! Caroline, we really appreciate having Switzerland here, and as you said, this partnership is actually partnership between all, between private sector, development partners, between young and old, so we are glad to have here also the Moldcell Foundations. Fundația Moldcell acum vineri a fost premiată de fapt pentru debutul anului la Gala Business-ului Moldovenesc. So, deci întrebarea este de fapt cum vede sectorul privat acest parteneriat? De ce Fundația Moldcell susține asemenea programe în Republica Moldova? Irina, te rog. Mersi foarte mult, Eduard. Astăzi, știți, sunt foarte bucuroasă și fericită, pentru că azi dimineața am asistat la o sesiune extraordinar de frumoasă și acesta este rezultatul proiectului și cred că aici pot să închei. Pentru că am văzut, într-adevăr, vârstnicii care pot să utilizeze instrumente digitale. Este un eveniment foarte important, necesar și frumos, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru întreaga comunitate internațională și din numele Fundației Moldcell vă salut. Într-adevăr, toată lumea a vorbit că anul care a trecut a fost un an de criză. Și criză, câteodată, poate și des, ne aduce și unele oportunități. Una dintre aceste oportunități a fost digitalizare. Digitalizare în afaceri, în studii, în viață în general. Este bine, este rău acest fenomen, nu putem spune, este o realitate. O realitate în care incluziune, de fapt, este ceva foarte important, este indispensabil și ne bucurăm foarte mult că contribuim în acest fenomen de incluziune în Republica noastră, în Republica Moldova. Anul trecut, după cum a menționat Simon, noi am semnat, compania Moldcell a fost prima și unica companie din Republica Moldova care a semnat memorandumul de înțelegere privind susținere și promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ONU și numărul 10, obiectivul inegalități reduse și incluziune, întotdeauna au fost au stat la baza activității noastre, atât a companiei Moldcell, cât și a fundației Moldcell. Proiectul, 6 ani în urmă am început proiectul Maratonul Internetului Mobil de la Moldcell și am cutreierat toată țara povestind vârstnicilor despre beneficiile internetului și a tehnologiilor digitale. Cred că a fost puțin prematur atunci, pentru că proiectul a evoluat într-o inițiativă frumoasă, Like de la Bunei,
Am vrut și am făcut un îndemn către toți adolescenții, toți nepoții din Republica Moldova să se implice în procesul de instruire a buneilor lor și în procesul de integrare a buneilor în lumea digitală. De fapt, nici nu-mi place cuvântul ăsta lumea digitală, lumea modernă, pentru că la noi acum această componentă de digital și physical sunt atât de tare interconectate că nici nu putem diferenția lumea digitală de cea reală, este lumea modernă. Și deci noi, da, în timpul pandemiei am fost conectați datorită și cu ajutorul internetului și a diferitor aplicații digitale am fost conectați la lume. Iar cea mai vulnerabilă categorie care a fost deconectată de lumea întreagă au fost buneii noștri, să zicem așa, în special cei din localități rurale, în special cei care nu au nepoți lângă ei. Și ne bucurăm foarte mult de acest parteneriat cu UNFPA Moldova. Vă mulțumim foarte mult din tot sufletul pentru susținerea și pentru încredere UN, USAID, acum Ministerul, partenerii noi, pentru încredere, pentru susținere și pentru pentru acest suflet pe care îl punem cu toții în acest proiect. Și încă vreau să menționez un lucru important. Eu cred că cu acest proiect promovăm Moldova în comunitatea internațională și mulțumesc UNFPA Moldova cu ajutorul și la invitația voastră. Am participat la mai multe conferințe despre îmbătrânirea activă și nu-mi place cuvântul îmbătrânire. E viața, așa-i? Este viața și noi cu toții întotdeauna aici în sufletul rămânem foarte tineri. Îmbătrânirea este ceva foarte ipotetic și virtual, să zicem așa. Și lumea și comunitatea internațională, de fapt, află despre Moldova cu astfel de proiecte, despre faptul că noi implementăm astfel de proiecte care par a fi așa simple, dar în același timp, prin simplitatea lor, sunt atât de frumoase. Pentru că foarte, foarte rar se întâmplă când o inițiativă, de fapt, înglobează mai multe scopuri majore. Aici, primul scop este digitalizarea vârstnicilor și al doilea, sigur că este acel dialog între generații care este pe cale de dispariție. De ce? Pentru că nu există interese comune. Dar aici, anume digitalizare, ce este acel interes comun care poate să ne unească înapoi, să unească generații cu acest pretext. Așa că vreau să mulțumesc din tot sufletul și participanților proiectului pentru deschidere, pentru perseverență, pentru curiozitate și să vă doresc mult succes. Astăzi sunt bucuroasă că extindem proiectul acesta. Sunt sigură că veți fi cei mai buni promotori acestui proiect și acestei inițiative și vom avea mai mulți participanți în mai multe regiuni. Încă o dată mulțumesc și ne doresc tuturor mult succes. Sunt sigură că îl vom avea și sunt sigură că acest proiect poate să se transforme într-o mișcare națională unde absolut toți adolescenții să se implice în procesul de instruire a buneilor lor ca să primească cât mai multe like-uri de la bunei și bunei să aibă o viață cât mai activă. Mersi foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Irina! Este o adevărată plăcere să avem Fundația Moldcel partener al acestui proiect. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este un alt partener din partea Guvernului Republicii Moldova și am plăcere să ofer cuvântul domnului Vasile Cușca, secretar de stat al acestui minister. Domnule Cușca, aveți cuvântul. Da, mulțumim mult! Bună ziua! Vă salut la evenimentul de astăzi din numele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Noi suntem onorați pentru a fi parte acestui proiect și tot timpul am susținut asemenea proiecte și este important, după cum am menționat și colegii și partenerii, ca să asigurăm și o continuitate în ceea ce facem, pentru că prima etapă a proiectului, asigurarea 200 de persoane cu telefoane, și nu numai o simplă distribuire și asigurare cu telefoane, dar prin această repartizare, prin aceste mijloace digitale, noi am contribuit pentru a facilita într-adevăr comunicarea și informarea acestor persoane, interacțiunea între generații, între tineri, persoane în etate, pentru că într-adevăr în contextul pandemiei multe persoane în etate, dar și cetățenii în general s-au simțit izolați, poate pe locuri chiar și au fost în izolare o parte de timp,
Totodată, mai multe activități au trecut în mediul online și acest exemplu este un lucru foarte bun și încă o dată ne demonstrează că prin asemenea proiecte noi putem să asigurăm informarea cetățenilor, pe de altă parte comunicarea și totodată să ușurăm și accesarea unor servicii, pentru că în unele cazuri prin digitalizare, prin apel telefonic poți solicita, poți informa o autoritate a statului despre o necesitate sau alta, despre o nevoie sau alta, și asta este un lucru foarte bun, pentru că noi avem acum, chiar și ministerul are în gestiune și procură servicii de asistență telefonică pentru mai multe categorii de cetățeni, în cazul familiilor, copii, în cazul persoanelor cu dizabilități, femeilor care sunt în situații de risc, și aceste aparate telefonice, ele încă o dată dau posibilitatea de a avea acces la aceste linii telefonice pentru a primi o consultație, pentru a beneficia de careva servicii, și iată, prin experiența dată cu partenerii, noi am demonstrat că este posibil și noi ca minister vom susține și în continuare asemenea proiecte. Vreau să mulțumesc pe această cale UNFPA Moldova, Casei ONU, HelpAge, Fundației Mulcel, pentru că este un partener și în cadrul altor proiecte pe care le susține și le promovează și ministerul, și nu în ultimul rând și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare, pentru asigurarea continuității proiectului, pentru că ziceam că a doua fază, continuitatea este importantă, necesară, și vedem în continuare, poate identificăm și alți parteneri care și în următoarele faze vom putea să implicăm alte persoane, alte categorii, poate de cetățeni, persoane cu dizabilități, tineri care sunt în situații de risc. Vă mulțumesc foarte mult. Noi, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, vom fi alături și vom promova asemenea exemple și în continuare. Succes și în următoarele faze a proiectului. Mulțumim foarte mult. Sănătate! Mulțumim foarte mult, domnule Cușcă. Mulțumesc foarte mult vorbitorilor. Thank you very much to our speakers. I invite them back in the room to watch a video on one of the stories that actually was o istorie de fapt care a fost prezentată anul trecut, a fost realizat anul trecut. Dacă o prezentam în mai, încă vă părea că a fost filmat în mai, pentru că nu a fost foarte cald în mai. Deci o istorie despre acest program care a avut loc în anul 2020. Vă rog. Totdeauna creează și anumite dificultăți. So digital connection always creates some challenges, and this is one of them. We will check in just a second if this video... vom verifica dacă acest video merge, dacă nu. Dacă nu putem... ...franceză copiilor la școala numărul... Toată viața ei, Valentina Rotari, a predat franceză copiilor la școala numărul 20 din Chișinău. După ce s-a pensionat, acum 30 de ani, împreună cu soțul, profesor și el, a cumpărat o casă la curte în Șoldănești, orașul său de baștină. Copiii nu a avut și de când s-a pensionat, munca prin jurul gospodăriei și cărțile din bibliotecă îi umpleau timpul. De când a decedat soțul, acum 6 ani, singurătatea a devenit o povară. A recitit cărțile din casă de mai multe ori și s-a abonat la ziare,
Cele mai bune prietene îi sunt animalele din ogradă, pe care le îngrijește. Îi lipsește activitatea de la școală, așa că astăzi, la cei 85 de ani, Valentina Rotar a trecut în rol de elevă. Materia însușită, utilizarea telefonului mobil. Doamna Valentina face parte din cele 200 de persoane în etate care, datorită parteneriatului dintre Fondul ONU pentru Populație și Fundația Moldcell, au primit un telefon cu minute și tarif internet inclus pentru a face față mai ușor izolării sociale pe timp de pandemie. Niciodată este telefoane și parcă e un prieten mare. Măcar că încă nu mă pot încă descurca în trânsele, dar în timpul zilei mai învârtesc eu singur așa. Ca să fiu în curs cu toate evenimentele din țară, de ce vreau și să fac legătură cu prietenii, cu să-i văd, măcar virtual, dar îl văd, știu, îl văd că e sănătos. Dimineața la ora 7 sună, eu trebuie să iau picături. Da, e pus la ora 7, atunci trebuie să luați picături. Seara la 7. Alexandrina este una din cei 50 de tineri voluntari care explică vârstnicilor cum să-și folosească telefonul. Prin implicarea tinerilor, vrem să creăm un dialog între generații. Mă implic în ceea ce fac pentru că mi-aduce plăceri și este interesant să lucrez cu vârstnicii. Doamna Valentina, mai mult cu știrile, dorești să află ce se întâmplă în țară, prognoza meteo, dar când și ascultă. Pentru doamna Valentina, care locuiește singură, tânăra voluntară nu este doar în rol de instructoare, dar și una din puținele persoane cu care comunică pe timp de pandemie. Statisticile arată că peste 13% din persoanele în etate din Republica Moldova locuiesc singure. Când mă duc la doamna Valentina, știu că nu rămâne cu nimeni, dar rămâne cu telefonul și mai stă în telefon, se mai e cu una cu alta și uită de singurătate. Singurătatea asta mi-o face parcă mai ușoară. Că pentru mine asta e un cadou neprețuit și cred că pentru toți bătrânii. Recent, UNFPA Moldova a încheiat un acord de cooperare cu Fundația Moldcell privind incluziunea digitală a persoanelor vârstnice. All the persons in Moldova, only 3% of them are actually using digital device, comparing this to 40% of the in EU countries. We will mobilize young people of the community who will support all the persons in terms of teaching them the digital skills and also allowing them to be part of the social networks and facilitating the social interactions with other members of the community or family members who are abroad or also accessing social services or doing payments online and doing other activities that could be done online. Vom oferi telefoane mobile pentru acei bătrâni care trăiesc izolat în zonele rurale ale țării și vom instrui și îi vom integra în lumea digitală. Proiectul de consolidare a dialogului între generații este susținut de Fundația Moldcell și Fondul ONU pentru Populație și realizat în parteneriat cu HelpAge International și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În cadrul acestuia, 200 de persoane în etate din 10 localități au primit un telefon mobil, iar alte 500 au primit pachete cu produse alimentare. Faza acestui program. Vrem să vă arătăm, de fapt, în ce constă programul, pentru că noi tot am discutat despre el foarte succint. O să vă arătăm câteva din activitățile planificate în a doua fază a acestui program. Datele arată următorul. Datele arată, de fapt, că persoanele vârstnice sunt cele mai, au abilitățile dezvoltate cel mai puțin și au cel mai mic acces la internet. Acest grafic, de fapt, arată că cu cât suntem mai în vârstă, cu atât mai puțin acces avem la internet și datele sunt foarte recente, colectate chiar în anul trecut, în cadrul studiului Generații și Gen. Următorul slide. În acest program, de fapt, planificăm să crește numărul de persoane implicate, deci vom avea încă 100 de persoane în acest an, în total 300, care vor primi telefon mobil. Vor fi 75 de tineri, vom ajunge în 15 localități din 6 raioane. Prima activitate va fi, de fapt, să învățăm ce este acest telefon mobil, cum se utilizează el și cum se folosesc diferite instrumente de bază, cum ar fi Facebook, Messenger, WhatsApp, Viber sau Zoom. Următorul slide. După care vom utiliza, de fapt, acest telefon mobil pentru a accesa anumite servicii publice. Servicii oferite de CNAS, Casa Națională de Asigurări Sociale, sau de Agenția de Guvernare Electronică, sau de alte instituții publice care au servicii online și care persoanele vârstnice
le pot accesa. De asemenea, vrem de fapt să ajungem și la autorități, vom încuraja persoanele vârstnice să facă poze utilizând telefonul mobil și voluntarii Fundației Molțel vor instrui vârstnicii cum să facă aceste poze pentru a le posta pe Facebook, de exemplu, și arăta cum are loc procesul de îmbătrânire, care sunt problemele care persoanele vârstnice se confruntă în Republica Moldova. De ce este important acest lucru? Toate țările lumii în acest moment trec printr-o evaluare globală a activităților de îmbătrânire, numit MIPA, și vrem să arătăm, de fapt, pe lângă raportul oficial al guvernului, de fapt, ce spun oamenii propriu-zis, da? Ce spun vârstnicii. După care vom avea și un dialog cu companiile din IT, cum putem reduce această discrepanță digital divide, da? De discrepanță digitală dintre tineri și vârstnici și cum companiile din IT pot facilita acest proces. Și evenimentul este planificat pentru 1 octombrie. Următorul slide. Și acesta, de fapt, este ultimul slide care, de fapt, unește tinerii și vârstnicii. Aici vedeți deja o fotografie de anul trecut. Cum acest program contribuie la coeziunea socială, la reducerea discriminării persoanelor vârstnice și ageismului, discutăm următorul panel cu Tatiana Cernomorât din partea Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, invit în față, și pe Dina Cibotaru, coordonatoare de programe din partea HelpAge International. Și o să începem cu Dina, am să-ți dau un microfon. Tatiana, poți să te așezi aici. Dina HelpAge este unul din organizațiile care implementează acest proiect în parteneriat cu UNFPA. De ce este un asemenea program important pentru Republica Moldova? Care este valoarea lui adăugată? Sunt Dina Cibotaru, reprezint organizația HelpAge International. Noi lucrăm în Moldova din 2005 cu și pentru persoane în etate și până la moment am făcut diferite proiecte în domeniul social, incluziunea persoanelor în etate în viața socială, sănătate, dar cel mai important este apărarea drepturilor persoanelor în etate. Și până acum ne reușea să lucrăm cu organizații locale. Și în acest proiect, la fel, avem anul acesta 15 organizații locale care, la rândul lor, reușesc să lucreze și ei cu persoane în vârstă, să facă diferite activități frumoase. Și anul trecut a fost o provocare pentru toți, pentru că nu mai reușeam să ajungem în localități din cauza restricțiilor. Persoanele în etate aveau și ei restricții suplimentare din cauza riscului sporit al vârstei. Și, practic, toate activitățile au fost stopate, iar atunci când vârstnicii nu au un telefon, nu au un calculator, nu au conexiune la internet și nu cunosc cum să le utilizeze, este foarte dificil de a mai face activități. Și acest proiect este, de fapt, un răspuns la acele bariere și dificultăți cu care ne-am confruntat și sunt sigură că nu doar noi, dar și multe alte organizații, instituții de stat. Și este o soluție pe care o vedem și în continuare, deoarece dacă până la moment digitalizarea era o opțiune, deci dacă dorim o utilizăm pentru ceva, pentru comunicare, pentru distracție, pentru servicii, atunci acum, în anii aceștia, devine deja o obligativitate, pentru că conexiunea digitală înseamnă, de fapt, acces la servicii și Eduard anterior a menționat că anul acesta vom încerca să instruim cât mai mult cum se poate accesa un serviciu, cum se poate face o programare, cum se poate solicita un certificat prin intermediul unui e-mail simplu sau chiar Viber. Și cred că am învățat cu toții câteva lecții din acest proiect și care trebuie ținute cont și de noi organizațiile neguvernamentale, dar și de următoarele programe pe care le vor avea instituțiile de stat pentru țara noastră. Primul este de a face educația continuă pe tot parcursul vieții, deoarece la noi educația se termină cumva în tinerețe și avem această lipsă la vârsta adultă când ajungem vârstnici și nu cunoaștem foarte multe lucruri, iar educația devine o provocare.
O altă lecție este că avem nevoie de interacțiune între generații, deoarece trăim fiecare cu stereotipurile noastre, din cauza că nu-și cunoaștem specificul fiecarei generații, iar atunci când oamenii interacționează, înțeleg care sunt specificurile fiecarei vârste. Și acest lucru au învățat-o și tinerii și vârstnicii din proiect. Și o a treia lecție este că totuși serviciile trebuie să fie în continuare mult mai îmbunătățite pentru a răspunde și altor necesități. Noi avem diferite grupuri vulnerabile, avem diferite persoane care au și dificultăți motorii și de auz, vorbesc diferite limbi și atunci și serviciile vor trebui să țină cont de aceste necesități. Noi vă mulțumim și am să zic doar o mențiune din partea unei vârstnice care spunea că nu înțelege de ce nepoții stau foarte mult pe telefon. Învățând să utilizeze telefonul, a descoperit pe YouTube niște cântece din tinerețe și YouTube-ul îi recomanda și alte cântece și a descoperit al doilea, al treilea, al patrulea cântec, ca la final să zic că nu mi-am dat seama când au trecut 3 ore și atunci a zis că am înțeles de ce nepoții stau atâta cu nasul în telefon. Deci asta este și o spargere a stereotipurilor. Mulțumesc, Eduard! Mersi, important acest timp cât util, într-adevăr, pe mediul online. Tatiana Cernomorât, Oficiul pentru ONU pentru Drepturile Omului, de fapt, conciliază Guvernul Republicii Moldova în promovarea drepturilor omului. Și acest program, de fapt, contribuie la reducerea discriminării și ageismului. Care este, în viziunea voastră, valoarea adăugată a unor programe similare în Republica Moldova? Te rog. Bună ziua! Sunt auzită bine. Bună ziua tuturor cei din sală și cei care sunt online. Deci este o onoare pentru mine să particip la acest eveniment și, de fapt, înainte de a spune de ce noi promovăm, vreau să vă zic că, de fapt, acest eveniment a dus la o reflecție a experienței mele din copilărie, când noi eram mici, elevi la școală, și mergeam la bunei din comunitate pentru ca ei să ne vorbească despre tradiții, despre obiceiuri, să învățăm cântecele cele vechi care trebuiau transmise din generație în generație. Și iată, acum suntem, cred că cineva s-a mai regăsit în contextul dat, și acum suntem în perioada în care tinerii, adolescenții merg acasă la bunei pentru ca să-i învețe ei lucruri frumoase. De ce este important pentru OSCR acest proces, acest eveniment, este faptul că în contextul prezent, deci mă duc la remarca primei raportări speciale în domeniul dreptul persoanelor cu dizabilități, care la începutul pandemiei a venit cu mesajul că este momentul ca toate comunitățile, generațiile să vină împreună pentru ca trece în această criză în solidaritate. Pandemia COVID-19, de fapt, a recunoscut încă o dată importanța acestei solidarități și cooperări intergeneraționale. Din punct de vedere a drepturilor omului, vârsta nu este doar o desemnare numerică, ci și este un construct social bazat pe obiceiuri, pe percepții, pe percepția rolului pe care îl joacă o persoană în comunitatea sa, și vulnerabilitățile persoanelor în etate pot fi condiționate de condițiile fizice și mentale, dar pot fi condiționate și de anumite bariere fizice, structurale, informaționale care există la nivel de comunitate, și iată, este important ca să identificăm aceste bariere și să facilităm participarea, incluziunea persoanelor în etate în toate procesele. În contextul evenimentului de astăzi vreau să-mi aduc aminte de 3 principii care sunt prevăzute, 3 din cele 5 principii ale principiilor Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor în etate, și una dintre ele este participarea. Deci este important ca persoanele în etate, tinerii, să participe în procese de luare a deciziilor care efectuează propria viață și, în general, dezvoltarea socială. Iar în contextul evenimentului de astăzi,
tehnologiile informaționale, dispozitivele digitale sunt acele instrumente care de fapt facilitează acea participare. Alt principiu este legat demnitatea, deci este important ca și în perioada pandemică persoanele în etate să treacă în demnitate peste această criză și, cum zicea Dina, deci tehnologiile informaționale ne ajută să accesăm acele servicii, acele oportunități care există și să aflăm informații care ne păstrează protejați, iar un studiu recent realizat de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în martie, în noiembrie-decembrie 2020, de fapt a arătat că pentru persoanele în etate, deci mai mult de 90% din persoanele din etate, totuși televizorul rămâne sursa principală de informații. Iar doar pentru 26% de persoane în etate, comparativ cu mai mult de 50 de persoane din generația de vârsta 18-29 de ani, internetul este ca o sursă de informare. Și atunci, cred că acest proces este foarte important și, de fapt, vrem să felicităm toți partenerii UNFPA, deci pentru noi UNFPA este un partener foarte bun, chiar dacă suntem agenții surori, deci este și felicităm și ceilalți parteneri că aveți un prieten foarte bun alături. UNFPA întotdeauna vine cu idei inovative pentru promovarea drepturilor persoanelor în etate și altor generații și să vă urăm succese celor 300 de persoane în etate, 75 de adolescenți, tineri, și noi ca și OSHR o să vă fim întotdeauna alături ca să încercăm să promovăm egalitatea în șanse și în drepturi a tuturor, inclusiv și a persoanelor în etate. Mulțumim mult, Tatiana Cernomorî, din partea Oficiului ONU pentru Drepturile Omului și mulțumim Dina Cibotaru, HelpAge International. Iată că suntem la finalul acestui eveniment în care anunțăm lansarea fazei a doua acestui program în care ajungem mai mulți tineri, mai mulți vârstnici, mai mulți parteneri implicați în acest proiect. Țin să mulțumesc de asemenea gazdei, locație pe care ne-au găzduit în această oră și jumătate. Este vorba de Artcore și menționez că acesta este un program făcut cu suflet și implementat cu multă dăruire. Implementat de către UNFPA Moldova în parteneriat cu Fundația Molcel, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și, evident, HelpAge International. Mulțumesc de asemenea și vorbitorilor și vorbitorului din Rezina, care s-au chinuit de dimineață să ajungă aici la Chișinău. Vă dorim multă sănătate și ne vedem foarte curând cu un alt eveniment. Asta va fi probabil la 1 octombrie, când celebrăm Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, pentru a discuta deja despre rezultatele care le-am atins în acest an, ca rezultat al implementării acestui proiect. Până atunci, vă doresc o vacanță frumoasă, sănătate și mulțumim tuturor care au participat în acest eveniment. O zi frumoasă!